Salut, mă numesc Mihai și bine m-am găsit la cel de-al doilea tutorial de pe canal. Astăzi vom arunca o privire la algoritmul de medie aritmetică a elementelor unui vector. Ca și data trecută, prima întrebare pe care trebuie să ne punem este de ce variabile avem nevoie, ce trebuie să implementăm noi în program ca să funcționeze cum trebuie și să afișeze ceea ce dorim să afișeze. Vom începe să declarăm în global vectorul, pentru că asta cere media aritmetică a elementelor unui vector. Și după cum am spus și data trecută, pentru asta avem nevoie de n ca număr de elemente și contorul care să ia pas cu pas fiecare poziție. Vom introduce n-ul de la tastatură și vom folosi din nou for-ul pentru contor. I mai mic decât n, i plus plus. Sin VDI de la tastatură. Acum, am dat valori lui VDI. Ce a lui V și ce înseamnă de fapt media aritmetică? Ca să putem să rezolvăm această problemă în C++, trebuie să înțelegem mai întâi ce înseamnă media aritmetică și cum o putem face în acest limbaj de programare. Media aritmetică înseamnă suma elementelor împărțite la câte elemente sunt. Și în C++ este destul de ușor de greșit la acest pas, pentru că dacă nu suntem atenți, putem să declarăm aici int s pur și simplu și să continuăm suma să o facem fără să ținem cont că s de fapt poate să ia orice altă valoare în afară de 0. Așa că noi trebuie să ne asigurăm că inițial suma are valoarea 0, declarând-o ori în global, ori aici în main. Int s egal cu 0. Trebuie neapărat să precizăm lucrul ăsta, astfel vom fi siguri că va funcționa. Pasul următor este să parcurgem vectorul și să scriem s plus egal cu vdi. S plus egal cu vdi este identic cu s egal cu s plus vdi. Cred că este mai ușor de înțeles scris în felul acesta, pentru că practic, partea asta de program ia primul element, de la primul element până la ultimul, și îl adaugă la variabila s. După ce am terminat for-ul, trebuie să facem cea de-a doua parte a mediei aritmetice, ceea ce înseamnă suma supra numărul de elemente, care este foarte ușor de reprezentat și putem ori să facem, să declarăm medie, int medie care egal cu s supra n, sau putem pur și simplu să scriem cout s pe n line. Este același lucru și scris în felul ăsta vă salvează puțin spațiu, arată o leacă mai îngrijit sau depinde de preferințele dumneavoastră, dacă doriți să scrieți medie, să folosiți variabila în sine, sau dacă doriți să scrieți direct, depinde de dumneavoastră. Asta este un mod de a scrie programul. Din nou, informatica e un mediu în care poți să faci în câte feluri vrei tu o problemă. Acum, hai să începem prin a da mărimea 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 21. În cazul ăsta, C++ ar trebui să afișeze 21 supra 6, 3 și afișează corect. Dacă e să luăm acum exemplu cu un număr întreg, să nu ne ofere numai partea întreagă a răspunsului, putem să spunem 9 ca final, deci 2 cu 6 și cu 1, 9 supra 3 ar trebui să ne dea 3 din nou și ne-a afișat cum trebuie. Programul a returnat 0, înseamnă că nu există erori. În 16 secunde a fost executat, spre semnichit continue, înseamnă că a funcționat cum trebuie. Dacă mai aveți sugestii, vă rog să le lăsați în comentarii, feedback, la fel vă rog să le spuneți mai jos și nu ezitați să apăsați butonul de like, să dați subscribe și voi continua să postez în continuare tutoriale. La revedere!